O altă întrebare este, profetul a făcut rugăciunea de Tarawih? Oare profetul s-a rugat această rugăciune? Sunt relatări în care profetul Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, în primele nopți din Ramadan, a ieșit la moschee să se roage și s-au adunat în jurul profetului, oameni s-au rugat împreună cu el. Prima seară, a doua seară, numărul a început să crească, mai mulți și mai mulți, până când profetul sallallahu alaihi wa sallam, după două, trei seri de tarawih făcute cu cei prezenți la moschee, vestea s-a dus peste tot și au început să vină din ce în ce și mai mulți. De data aceasta, când s-au adunat la moschee mai mulți să facă rugăciune cu profetul, profetul Muhammad sallallahu alaihi wasallam nu a mai ieșit la rugăciune. Deci știm bine, casa profetului, camera lui sau casele lui erau lipite, camerele lui, de moschee. Deci între casă, din casă la moschee avea doar o cameră, o ușă de acces. Și profetul sallallahu alaihi wasallam nu a mai ieșit la rugăciune. Și a spus, nu vreau să continui cu voi să fac rugăciunea, ca nu cumva, această rugăciune să devină obligatorie. Deci vroia să le ușureze companionilor, adică nouă musulmanilor, ca nu cumva aceste rugăciuni se repetă în fiecare seară, da? Se repetă în fiecare seară și nu cumva să vină un verset de la Allah subhanahu wa ta'ala să zică aceasta este o rugăciune obligatorie. Fard. Tocmai de aceea, profetul sallallahu alaihi wa sallam a spus companionilor, nu vreau ca această rugăciune să devină fard și de aceea nu am mai ieșit. Am auzit, știu că vă adunați, știu că ați venit să faceți rugăciune, dar eu nu am mai ieșit de frică să nu devină obligatorie. Noi știm că foarte multe practici profetice, profetul Muhammad sallallahu alaihi wa sallam evita să le facă în continuu, în companion sau împreună cu companionii sau chiar și în particular, tocmai ca acest lucru să nu devină obligatoriu pentru musulmani și astfel să le vină greu să pună în practică această rugăciune. De aceea profetul sallallahu alaihi wa sallam s-a rugat primele seri și după aceea s-a retras, nu a mai ieșit la rugăciune, musulmanii au venit și s-au rugat fiecare în particular această rugăciune. Deci profetul Muhammad sallallahu alaihi wa sallam a făcut rugăciunea de Tarawih în primele zile din sau în primele nopți din Ramadan.